Lasă-mă! Stai, mă, pierde. Lasă-mă! Arată-ne mai repede cu poza. Stai, că nu-ți face nimic, că te punem pe stage, să arăți lumea de tine. Astfel de scene se petrec zilnic în multe școli. Plecând de la această idee, participanții la proiect i-au pregătit pe elevii școlii Teodor Costescu și au pus în scenă o piesă de teatru. Copiii au vrut să tragă un semnal de alarmă cu privire la violența juvenilă. Copiii, dacă se bat între ei, nu ajung la nimic. Să fii violent înseamnă a fi un copil rău. Acest proiect este foarte bun, deoarece combate violența una dintre foarte marile probleme ale societății. În acest proiect sunt implicați masteranți din Italia, Grecia și România. La finalizarea lui, aceștia vor deveni experți în combaterea violenței în școli. Violența conduce la o deteriorare a climatului școlar, afectează raporturile elev-elev și elev-profesor, generând sentimente de insecuritate, de teamă, de incertitudine, care influențează negativ dezvoltarea normală a elevului. Știm că acest fenomen al violenței este foarte răspândit. Numai că unitatea noastră vrea să prevină și nu să combată. Am aplicat niște chestionare în întreaga noastră unitate să descoperim care sunt faptele care nu le plac elevilor. Proiectul MABE promovează o serie de activități non-violente care vor fi desfășurate și în alte unități școlare din turnul Severin.